La invitația viceamiralului Traian Atanasiu, șeful statului major al forțelor navale române, omologul său din Republica Turcia, amiralul İlhami Erdil, efectuează în fruntea unei delegații o vizită oficială în România în perioada 8-11 august anul curent. După acordarea onorurilor militare, oaspetele a fost invitat în sala de protocol. Pe timpul briefingului, amiralul Erdil İlhami a subliniat importanța pozițiilor geostrategice ale României și Turciei și răspunderea celor două armate și flote pentru menținerea păcii în zonă. La rândul său, viceamiralul Traian Atanasiu și-a exprimat speranța că Marea Neagră, care unește și nu separă cele două flote, va contribui la amplificarea colaborării dintre ele. Șeful statului major al forțelor navale ale Republicii Turcia s-a arătat interesat de structura, misiunile și stadiul reformei forțelor navale românești, apreciind profesionalismul partenerilor români, manifestat inclusiv la aplicația Rescue Eagle 2000, la care Turcia a trimis două nave pentru acțiunile de pe mare. Amiralul İlhami Erdil a vizitat apoi distrugătorul Mărășești și Academia Navală Mircea cel Bătrân, în program fiind înscrise de asemenea vizite la Muzeul Marinei Române, Muzeul de Artă, Moscheea Turcească și o deplasare la Poiana Brașov. În ultima zi a șederii în țara noastră, amiralul İlhami Erdil se va întâlni cu șeful statului major general al Armatei Române.